Eu le urez să aibă o viață presărată cu multă fericire, să se iubească așa ca în prima zi, să aibă parte de multe, multe bucurii, să facă copii, că văd că le place, așa, și sper să se respecte așa până la bătrânețe. Asta le doresc eu lor. Să fie fericiți. Dacă sunt fericiți și sănătoși, asta e cea mai, da. Ok, cu foarte frumoasă, dar nici nu mă așteptam să fie altfel. Casa de brata. Dar cine mai auzea urările? Bătăile inimii parcă acopereau orice sunet. Superba mireasă era pregătită să-și regăsească jumătatea inimii ei. Mișa a ținut ascunsă rochia de mireasă de soțul ei, Connector. Dar și când s-au întâlnit, emoțiile i-au copleșit. Ia vedem, familie, cu cine vedeți pe-ați? Bună seara! Să mă trăiască, să rămână! Să rămână! Și gata! Connector și-a văzut în sfârșit soția îmbrăcată în rochie albă de mireasă. Mișa era absolut superbă în ținuta ei tip sirenă. Și micuța Maia a avut ceva de arătat, că doar a avut și ea rochiță albă ca a mamei sale. După ce s-au văzut, s-au sărutat, sorbit din priviri și și-au admirat scumpetea de fiică, lăutarii au început să cânte. Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă, de la tată, de la mumă. Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă, de la tată, de la mumă. De la frați, de la surori, de la grădina cu flori. Ce-ai simțit când ți-au cântat Ia-ți mireasă ziua bună? Păi nu mai văzut că am început să plâng. Mi-au lăcrimat ochii așa. Bine, eu mă așteptam. Tocmai de asta mi-era frică. Dar dedicațiile nu s-au oprit aici. Ginerica a vrut ceva special pentru aleasa lui. Frumoasă-i nevasta mea! Bine, bine! Nu există nuntă sau botez, să nu mea nevastă să distrez. Nuntașii au mai avut un obicei de bifat înainte să iasă din camera în care s-a odihnit mireasa, așa că nașa i-a pus voalul pe cap Mișei. Ce ai simțit când ai văzut? Ce să, voi, uite-te și tu, e superbă. E din povești. Iar după a rupt turta miresei. Și abia pe urmă au coborât cu toții să facă hora miresei. Soacră mare, hai, 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 hai,